Bună ziua! În acest video vom afla cum putem analiza online, gratis și foarte rapid, situația juridică a unui teren, a unei case sau unui alt bun imobil, folosindu-ne de resursele guvernamentale oferite tuturor cetățenilor Republicii Moldova, desigur în baza legii cu privire la accesul la informații. Deseori noi vedem diferite anunțuri în media online, în ziare, la radio sau la TV sau în alte surse, precum că, de exemplu, se vinde o casă sau un teren. În anunțul respectiv, vedem că scrie că terenul are 6 ari, ajungem să ne întâlnim cu vânzătorul și el zice că cu actele totul este ok. Și când ajungem să-l cumpărăm, cel mai des la notar, vedem că în contractul respectiv terenul nu are 6 ari, ci are 5,6 ari. De exemplu, eu spun. Vedem că există careva interdicții sau alte drepturi reale asupra celui teren. De fapt, vedem că situația juridică acelui teren nu este tocmai una curată. Sunt careva chestiuni juridice care nu sunt deloc de neglijat, iar dumneavoastră, dacă nu vreți ulterior să îmblați prin judecată ani de zile sau chiar, Doamne ferește, să riscați să pierdeți sume mari de bani sau chiar acel teren, eu vă recomand să controlați informația din start. O metodă foarte legală și rapidă, apropo, de aflare a stării unui bun imobil este consultarea informației oferite gratis pe anumite site-uri guvernamentale. Desigur, acolo nu veți găsi toată informația cu privire la teren sau la vânzător, deoarece multe informații nu sunt publicate acolo datorită protejării informațiilor cu caracter personal, însă să aflați dacă terenul este juridic curat, să aflați ce suprafață reală are la cadastru, ce hotare sunt, puteți foarte ușor afla de acolo. În continuare, o să vă dau un exemplu de aflare a informației disponibile al unui lot de teren. În primul rând, avem nevoie de a intra pe două site-uri guvernamentale. Primul site este site-ul geoportal.md, site-ul Fondul Național de Date Geospațiale, este un site al întreprinderii de stat cadastru. Și a doilea site este site-ul servicii.gov.md. În primul site, pe care îl vedem și acum în imagine, intrăm în acesta, în partea stângă. Îmblăm la setările pe care noi ne interesează și le alegem conform situației noastre. Folosindu-ne de funcția zoom in, zoom out, găsim terenul nostru pe harta respectivă. Și după ce găsim terenul nostru, folosind, uite aici, butonul I, deci informație, aflăm codul cadastral al acestui teren. Eu, ca să n-am probleme cu cineva, cu vreo persoană privată sau cu vreo companie pe terenul ei privat, o să dau exemplu pe un teren al autorităților publice. Deci o să dau exemplu pe terenul Parlamentului. Așadar, Parlamentul la noi se află, uite aici, facem zoom in, și încă o dată. Apăsăm pe butonul I, care îl vedem acum în imagine, informație. Îl selectăm. Apoi apăsăm pe hartă, facem click pe hartă pentru a obține informații despre terenul respectiv. Eu apăs, uite aici. O să se evidențieze terenul care tocmai am apăsat. Și în partea stângă o să apară informația despre acest teren. În principal, noi de aici trebuie să aflăm codul cadastral al acestui teren. Deci codul cadastral al acestui teren este, uite, acesta. Deja, aflând codul cadastral al terenului respectiv, intrăm pe site-ul servicii.gov.md. Eu vă recomand să citiți toată informația respectivă. Și după ce v-ați informat, apăsați categoria solicită serviciul, apăsând categoria dată. Apropo, dumneavoastră aveți posibilitatea să faceți o căutare atât universală, conform informației și instrucției care o putem găsi, uite aici. Totuși, cel mai des, eu recomand să folosiți informația și metoda care este descrisă în căutare după număr cadastral. Deci bifăm, uite aici, în categoria respectivă. Acum, în categoriile respective, trebuie să introducem informația necesară.
În cazul nostru, eu am selectat un teren. Deci, din aceste trei categorii, teren, construcție și încăpere izolată, apropo, încăpere izolată se are în vedere apartament, într-un bloc de locuit. În cazul meu, eu aleg categoria teren. În a doua categorie, eu trebuie să introduc în aceste două spații libere codul cadastral. Deci, copii de aici primele cifre. Înseamnă că aici ultimele 4. După aceasta, deja introducem câmpul de control. Sunt niște coduri, anti-spam, foarte ușor. Și apăsăm butonul căutare. Și uite că avem un mesaj privind terenul respectiv. Avem totuși o căutare cu succes. Așadar, noi putem afla următoarele informații despre acel teren. În primul rând, bunul imobil, care este un teren, numărul cadastral, care noi și așa l-am aflat din primul site, adresa exactă amplasării terenului respectiv, modul de folosință, deci destinația pentru construcții. Dacă dumneavoastră doriți să cumpărați un teren pe care să vă construiți o casă, numai decât trebuie să fie pentru construcții, nu agricol. Suprafața o aflăm, deci aici putem afla suprafața legal exactă acelui teren, cum este la cadastru, nu cum vă spune vânzătorul. Tipul hotarelor generale, cel mai des sunt așa, generale. Tipul de proprietate, publică sau privată. Dacă dumneavoastră cumpărați de la o persoană particulară, cel mai des este cuvântul privat. Numărul tranzacțiilor care au avut loc până la dumneavoastră, 0, 1, 2, 3, 4 și mai departe. Alte drepturi reale, dacă există sau nu. Notări, dacă există sau nu. Interdicții, dacă există sau nu. În cazul în care dumneavoastră doriți să controlați dacă un teren este cât de cât curat, legal sau nu, aceste trei categorii trebuie să arate nu există, nu există, nu există în dreptul acestor trei. Alte drepturi reale, notări și interdicții. Peste tot trebuie să existe mențiunea nu există. Desigur, aceasta nu vă poate salva de careva vicii juridice care sunt cât de cât ascunse față de cadastru. Eu știu, poate au pus gaj la bancă și cadastru încă nu știe și încă nu le-a scris aici. Oricum, însă, în mare parte, această informație eu sper că este una ajutătoare pentru persoanele care doresc să afle situația juridică a unui bun. De asemenea, în final, eu recomand să vă uitați pe terenul respectiv folosind și serviciile Google Map, Google Earth și Yandex Map. Apropo, un video mai că obligator în acest sens, am făcut deja și l-am postat, se numește Cum să analizezi un teren înainte de cumpărare. Eu dumneavoastră vă urez sănătate și numai bine. La revedere!